condiții electorale, felul în care candidații... A, bun, aici sunt două tipuri. Pe de o parte e oferta electorală care cuprinde și programul și absolut elementele doctrinare și ale acțiunii politice. Pe de altă parte sunt acele și personaje și aceste diverse chestiuni de culoare care sunt menite în general să atragă atenția asupra unor candidați care au mai puțină vizibilitate. Ce nu înțeleg eu este de ce folosește toate aceste briz-brizuri Victor Ponta, care are vizibilitate de dimineața până seara, e și primul ministru al României și ar putea până la urmă, conducând România bine, să-și asigure vizibilitatea. Din păcate, acest domn nu face lucrul ăsta. Și așa avem ode închinate domnului Ponta. Nu, ne amintim cu toții citatul din domnul Cosma, Victor Ponta, o galaxie română în devenire. Avem chiar poezii recitate de însuși premierul Victor Ponta, adică lucrurile par să o ia pe un alt râm care nu prea are legătură cu realitatea, în timp ce, din păcate, în termeni economici lucrurile stau foarte grav, pentru că uitați-vă că totuși această rectificare bugetară nu s-a făcut pozitiv pentru că economia a crescut. Și s-a făcut pozitiv, cu ghilimele de rigoare, pentru că au luat de la fondurile, cofinanțările de la fondurile europene care nu s-au absorbit și au dus către cumpărarea unor primari. Căci despre asta vorbim și în final cumpărarea unor voturi. Asta e un lucru foarte grav. Contraargumentul lui Victor Ponta aici este că e vorba despre bani care nu au fost consumați. Și atunci ei vor fi consumați. Dar știți de ce n-au fost consumați? Erau lângă banii ăștia neconsumați, ar fi trebuit să vină de la Uniunea Europeană o sumă mult mai mare și pe care ar fi trebuit să banii ăștia să-i vedem în autostrăzi, în... Deci pierdere cel puțin dublă. Da, exact, da. Cel puțin, nu? Că de obicei cofinanțarea e de 15%, 85% venea de la Uniunea Europeană. Vă dați seama de fapt despre ce pierdere vorbim și de ce? Pentru că eu cred că este un act premeditat. Deci, de la bun început, când au construit bugetul, au avut în vedere faptul că nu vor consuma acești bani și vor folosi în campania electorală, ceea ce e deja un lucru foarte grav pentru un candidat la președinția României. Nu. De ce? Și am să vă spun domnul de ce. Pentru că da. Acum, sigur, eu n-am să neg faptul că fiecare proces înseamnă, nu-i așa, o emoție. Dar, în același timp, pe fond, că aici e important de spus, pe fond, Klaus Iohannis a câștigat acolo unde s-a judecat. Și acum suntem în situația în care în alta purtea cerul niște puncte de vedere scrise pentru că real nu înțelege ca existând lucruri suplimentare date noi. Dar noi suntem în această etapă în care nici măcar nu s-a luat în considerare sau dacă vreți nu s-a luat decizia rejudecării sau a recursului, acceptării recursului. Suntem în situația în care se prezintă puncte de vedere. Deci, eu cred că e firesc ca justiția să meargă până la capăt. Am încredere că sentința inițială, pe fond dată, este una corectă. Vorbim, într-adevăr, și de un conflict în legislația română și poate și asta e un lucru asupra căruia noi, ca membrii ai Parlamentului, ar trebui să reflectăm mai mult, dar nu este niciun impediment. Mai degrabă, cred că este o strategie a contracandidaților de a amplifica foarte tare acest subiect, pentru că în Klaus Iohannis nu prea ai cu ce să dai. Omul serios, nu se program, nu se iei pe motocicletă, știți, nu îi se închină ode, nu prea e nimic de genul ăsta. Omul serios, merge pe drumul lui și câștigă. O întrebare, domnule Gherasim.